capul lui Moțoc Vrem. De cu seară se făcuse de știre tuturor boierilor să se adune a doua zi fiind sărbătoare la mitropolie, unde era să fie și domnul ca să asculte liturgia și apoi să fie să prânzească la curte. Când sosi Alexandru Vodă, sfânta slujbă începuse și boierii erau toți adunați. Împotriva obiceiului său, lăpușneanul, în ziua aceea, era îmbrăcat cu toată pompa domnească. Purta coroana paleologilor și peste dulama poloneză de catifea roșie avea cabanița turcească. Nicio armă nu avea alta decât un mic junghi cu plăserele de aur, iar printre bumbii dulămii se zărea o zea de sârmă. După ce a ascultat sfânta slujbă, s-a coborât din strană, s-a închinat pe la icoane și, apropiindu-se de racla sfântului Ioan cel Nou, s-a plecat cu mare smerenie și a sărutat moaștele sfântului. Spun că în minutul acela el era foarte galben la față și că racla sfântului ar fi tresărit. După aceea, suindu-se iarăși în strană, se înturnă către boier și zise – boier dumneavoastră. De la venirea mea, cu a doua domnie și până astăzi, am arătat asprime către mulți. M-am arătat cumplit, rău, vărsând sângele multora. Unul Dumnezeu știe de nu mi-a părut rău și de nu mă căiesc de aceasta. Dar dumneavoastră știți că Masilin a numai dorința de a vedea contenind gâlcevirile și vânzările unora și altora care țintau la risipa țării și la peira mea. Astăzi sunt altfel trebile. Boierii și-au venit în cunoștință, au văzut că turma nu poate fi fără păstor, pentru că, zice Mântuitorul, bate voi păstorul și se vor împrăștia oile boierii dumneavoastră. Să trăim de acum în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una dintre cele zece porunci. Să iubești prea aproapele tău, ca însuți spre tine, și să ne iertăm unii pre alții, pentru că suntem muritori, rugându-ne Domnului nostru Isus Hristos. Își fă cu cruce să ne ierte nouă greșalele, precum iertăm și noi greșiților noștri sfârșind această deșențată cuvântare, merse în mijlocul bisericii și, după ce se închină iarăși, se înturnă spre norod în față, în dreapta și în stânga zicând Iertați-mă, oameni buni și boierii dumneavoastră! Dumnezeu să te ierte, măria ta! Răspunseră toți, afară de doi junce, gânditori, răzămați de un mormânt lângă ușă, însă nimeni nu le-a luat seama. Lăpușneanul, ieșind din biserică, poftind boier să vie ca să o spăteze împreună și încălecând se înturnă la palat. Toți se împrăștia aseră. Cum ți se pare?" zise unul din boieri care i-am văzut că nu iertase pre Alexandru Vodă. Te sfătuiesc să nu te duci astăzi la dânsul la masă, răspunse celălalt, și s-a amestecară în norod. Acești erau spancioc și stroici. La curte se făcuse mare gătire pentru o spățul acesta. Vestea se împrăștiase că domnul se împăcase cu boierii și boierii se bucurau de o schimbare, cele dat nădejde că vor putea ocupa iarăși posturi ca să adune nouă avuții din sudoarea țăranului. Cât pentru norod, el era indiferent. El, din împăcarea aceasta, nu aștepta vreun bine, nici presupunea vreun rău. Norodul se învoia cu oblăduirea lui Alexandru Vodă, cârtea numai asupra ministrului său moțoc, care întrebuința creditul ce-l avea la domn spre împilarea gloatei. Căci, Deși era necontenite jalobele obștiei pentru jăfurile lui Moțoc, Lăpușneanul sau nu răspundea sau nu le asculta. Ceasul prânzului, apropiindu-se, boierii începură a veni călări, întovărășiți fiește care de către două-trei slugi. Luau seamă însă că curtea era plină de lefecii înarmați și că patru tunuri sta îndreptate spre poartă dar socoteau că sunt puse pentru a sărba, după obicei, ceremonia prin salve. Unii poate că și presupuneau vreo cursă, dar odată intrând nu se mai putea înturna, căci porțile erau străjuite și păzitorii porunciți a nu lăsa să iasă nimeni. Adunându-se boierii, 47 la număr, lăpușneanul se puse la capul mesei, având în dreapta pre-logofotul trotușan și în stânga pe vornicul moțoc începura zice din surle și bucatele se adunară pe masă. În Moldavia, pe vremea aceea, nu se introdusese încă moda mâncărilor alese. Cel mai mare ospăț se cuprindea în câteva feluri de bucate. După borșul polonez, veneau mâncăruri grecești, ferte cu verdețuri care pluteau în unt, apoi pilaful turcesc și, în sfârșit, fripturile cosmopolite pânza mesii și șervețelele erau de filaliu, țesute în casă. Tipsiile pe care aduceau bucatele, talgerile și păhărele erau de argint. Pe lângă perete sta așezate în rând mai multe ulcioare pântecoase, pline de vin de odobești și de cotnar și la spatele fiește căruia boier dvorea câte o slugă care dregea. Toate aceste slugi erau în armate, în curte, pe lângă două junci și patru berbeci fripți, erau trei plopoage desfundate, pline de vin. Slujitorii mâncau și beau, boierii mâncau și beau. Acum capetele începura să înfierbânta vinul și făcea lucrare. Boierii închinau și urau predomn cu vivate zgomotoase la care răspundeau lefecii prin chiote și tunurile prin bubuit. Acum era aproape a se scula de la masă când beveriță ridică paharul și închinând zise. Să trăiești într un mulți în măria ta, să stăpânești țara în pace și milostivul Dumnezeu să te întărească în gândul ce ai pus de a nu mai strica preboieri și a bântui norodul. N-apucă să sfârșească căci buzduganul armașului, lovindu-l drept în frunte, îl oborâ la pământ. A, voi ocărâți spre domnul vostru, strigă acesta. La ei, flăcăi! Într-un minut, toți slujitorii de pe spatele boierilor, scoțând junghiurile, îi loviră. Și alți ostași, aduși de capitanul de lefecii, intrară și năpustiră cu sabile în ei cât pentru Lăpușneanu, el luase premoțoc de mână și se traseră lângă o fereastră deschisă, de unde privea măcelăria ce începuse. El râdea, iar moțoc, silindu-se a râde, ca să pleacă stăpânului, simțea părul zburlindu-se pe cap și dinții săi clânțânind. Și cu adevărat era groaza a privi această scenă sângeroasă închipuiască-și cineva într-o sală de cinci stângeri, lungă și de patru lată, o sută și mai mulți oameni ucigași și hotărâți spre ucidere, călăi și osândiți, luptându-se unii cu furia dăznădejdii și alții cu aprinderea beției. Boierii, neavând nicio grijă, surprinși mișelește pe din dos, fără arme, cădeau fără a se mai împotrivi. Cei mai bătrâni murau, făcându-și cruce. Mulți însă din cei mai juni se apărau cu turbare. Scaunele, talgerele, tacâmurile mesii se făceau arme mâna lor. Unii, deși răniți, se încreștau cu furie de gâtul ucigașilor și, nesocotind rănele ce primeau, îi strângeau până îi nădușeau. Dacă vrunul apuca vreo sabie, își vindea scump viața mulți le periră. Dar în sfârșit nu mai rămaseră niciun boier viu. 47 de trupuri zăceau pe parchet. În lupta și întrânda aceasta, masa se răsturnase, ulcioarele se sparseră și vinul amestecat cu sânge, făcuse o baltă pe lespezile salei. Odată cu omorul de sus, începuse uciderea și în curte. Slugile boierilor, văzându-se lovite, fără veste de soldați, plecare de fugă. Puțin care scăpaseră cu viața, apucând a sări peste ziduri, dasă larma pe la casele boierilor și invitând prea alte slugi și oameni boierești, burzuluiseră norodul și tot orașul alergase la poarta curții, pe care începuse a o tăia cu protivire. Gloata se întărâta din mult mai mult. Lăpușneanul, pe care îl înștiințase de pornirea norodului, trimise pre armașul să întrebe ce vor și ce cer. Armașul ieși. Ei, vornice moțoace! Zise apoi, înturnându-se spre acesta, spuse. N-am făcut bine că m-am mântuit de răie acești și am scăpat țara de o așa râie? Măriata, ai urmat cu mare înțelepciune, răspunse mărșavul curtezan. Eu de mult aveam în gând să sfătuiesc pre măria ta la aceasta, dar văd că înțelepciunea măriei tale a apucat mai înainte și ai făcut bine că i-ai tăiat, pentru că, fiindcă era să... Văd că armașul întârzie, zise lăpușnanul, curmând premoțoc, care se învălmășea în vorbă îmi vine să poruncesc să deie cu tunurile în prostimea aceea. Hă? Cum să cotești și dumneata? Așa, așa, să impuște cu tunurile. Nu-i vreo pagubă că muri câteva sute de moijici, de vreme ce au părit atâția boieri. Da, să-i omoare de istov. Mă așteptam să aud asemenea răspuns, zise cu o țărâre lăpușneanul. Dar să vedem întâi ce vror, în vremea aceasta, armașul se suise pe poarta curții și, făcând semn, strigă. Oameni buni! Măria sa vodă întreabă ce vreți și ce ceriți. Și pentru ce ați venit așa cu zurba? Prostimea rămase cu gura căscată. Ea nu se aștepta la asemenea întrebare. Venise fără să știe pentru ce au venit și ce vrea începua să se strânge încete, cete și a se întreba unii pe ceilalți ce să ceară. În sfârșit începura a striga. Să micșureze dăjdiile, să nu ne mai zapcească, să nu ne mai împlinească, să nu ne mai jefuiască. Am rămas săraci, n-avem bani. Ne-au luat toți moțoc. Moțoc! Moțoc! El nebelește și ne pradă. El sfătuiește prevodă. Să moară! Moțoc, să moară! Capului lui Moțoc vrem! Acest din urmă cuvânt, găsind un eho în toate inimile, fu ca o schinteie electrică. Toate glasurile se făcură un glas și acest glas striga. Capul Moțoc vrem! Ce cer? Întreabă lăpușneanul văzând armașul intrând. Capul vornicului moțoc, răspunse. Cum? Ce? Strigă acesta sărind ca un om ce calcă pe un șarpe. N-ai auzit bine, furtate vrei să șuguiești? Dar nu-i vreme de șagă. Ce vorbe sunt aceste? Ce se facă cu capul meu? Îți spun că ești surd, n-ai auzit bine va foarte bine, zise Alexandru Vodă. Ascultă singur. Strigările lor se aud aici. Într-adevăr, o sta și ne mai împotrivindu-se, norodul începuse a se cățăra pe ziduri, de unde striga în gura mare. Să ne dăie pe moțoc! Capul lui moțoc vrem! Oh, păcătosul de mine! strigă ticălosul. Maică prea curată, fecioară, nu mă lăsa să mă prăpădesc. Doar, dar, dar ce le-am făcut oamenilor acestora, născătoare de Dumnezeu? Scapă-mă de primejdia aceasta și mă jur să fac o biserică, să, să postesc cât mai avea zile, să feresc cu arginticoana ta cea făcătoare de minuni de la mănăstirea Namțului. Dar, milostive, Doamne, nu i-a ascultat pre niște proști, pre niște mojici. Pune să dea cu tunurile în dân și să moară toți. Eu sunt boier mare. Ei sunt niște proști. <gânghe> proști, dar mulți, răspunsă lăpușneanul cu sânge rece. Să omor o mulțime de oameni pentru un om? Mm, N-ar fi păcat? Judecă dumneata singur, du-te de mor pentru binele moșiei domnitale. Cum ziceai însuți când îmi spuneai că nu mă vrea, nici nu mă iubește țara. Sunt bucuros că îți răsplătește norodul pentru slujba ce mi-ai făcut, vânzându-mi oasta lui Anton Sechele și mai pe seamă lăsându-mă și trecând în partea Tomșii. Oh, nenorocitul de mine!" strigă moțoc smulgându-și barba, căci de pe vorbele tiranului înțelegea că nu mai este scăpare pentru el. Încă ai lăsați-mă să mă duc să-mi pun casa la cale! Fie vă milă de jupunea și de copilașii mei! Lăsați-mă să mă spovedesc! Și plângea și țipa și suspina. Destul! strigă la Pușneanul. Nu te mai boci ca o muiere, fi român verde, ce te mai spoveduiești? Ce să-i spui duhovnicului, că ești un tâlhar și un vânzător? Asta o știe toată Moldova. Haide, luați-l de das norodului și spuneți că acest fel plătește Alexandru Vodă celor ce pradă țara. Îndată armașul și capitanul de lefecii începură alt rî. Ticăitul boier răcnea cât putea, vrând să se împotrivească, dar ce puteau bătrânile lui mâini împotriva acestor patru brațe zdravane care îl trăgeau? Vrea să se spricinească în picioare, dar să împeteca de trupurile confraților săi și luneca pe sângele ce se închegase pe lespezi. În sfârșit, puterile îi slăbiră și sateliții tiranului, ducându-l pe poarta curții, mai mult mor decât viu, îl îmbrânciră în mulțime. Ticălosul boier căzu în brațele idrei, acestei cu multe capete, care, într-o clipită, îl făcu bucăți. Iată cum plătește Alexandru Vodă la voi ce pradă țara! Zis să tiranului. Să trăiască măria sa Vodă! răspunse gloata. Și, mulțumindu-se de astă jerfă, se împrăștii. În vreme ce nenorocitul moțoc perea astfel, lăpușneanul porunci să ridice masă și să strângă tăcâmurile, apoi pusă să rătaze capetele ușișilor și trupurile le aruncară pe fereastră. După aceea, luând capetele, le așeză în mijlocul mesei pe încet și cu rânduială, puind pe ale celor mai mici boier de desubt și pe acelor mai mari deasupra, după neam și după ranguri, până ce făcu o piramidă de 47 de căpățâne, vârful căreia se închia prin capul unui logofăt mare. Apoi, spălându-se pe mâini, merse la o ușă lateralnică, trase zăvorul și drugul de lemn care o închidea și intră în apartamentul doamnei. De la începutul tragediei, acestia, doamna Ruxanda, neștii nimic de cele ce se petrecea, era îngrijită. Ea nu putea afla pricina zgomotului ce auzise căci, după obiceiul vremii de atunci, femeile nu ieșeau din apartamentul lor și slujnicele nu puteau risca în mijlocul unui oștim ce nu cunoștea ce este disciplina. Una din ele, mai întrăzneață, ieșind, auzise vorbă că este zurba asupra lui Vodă și a adusese această veste stăpânei sale. Buna doamnă, temându-se de furia norodului, era spăriată și când a intrat Alexandru, a găsit-o rugându-se dinaintea icoanei, având copiii pe lângă dânsa. Ah!" strigă ea. Slavă mai cei domnului că te văd! Mi-a fost tare frică!" Pentru aceea, Precum ți-am făgăduit, ți-am gătit un lac de frică. Bine cu mine, doamnă! Dar ce țipete, ce, ce strigări s-auzeau? Nimic. Slujitorii s-au fost luat la sfadă, dar s-au liniștit. Zicând aceste, l-o preluxanda de mână și o aduse în sală într-o vederea grozăvii priveliști, i slobozi un țipet strașnic și leșină. Femeia, tot femeie, zise lăpâșneanul zâmbind. În loc să se bucure, ea se sparie. Și lundo în brațe, o duse în apartamenturile ei. Apoi, înturnându-se iarăși în sală, găsi precapitanul de lefecii și prearmașul așteptându-l. Tu, pune să arunce peste zid hoiturile câinilor astora, iar titvele să le înșire prezid, zisele feciului. Um, iar tu, adresându-se către armași, să-mi pui mâna pe spancioc și pe stroici. Însă stroici și spancioc erau acum aproape de nistru. Gonașii îi ajunse tocmai când treceau hotarul. spune celui ce v-au trimis, strigă către ispanciuc, că ne vom vedea până a nu muri.